orice vreme, orice anotimp ești aici. Când am necazuri, mă întărești, ești aici. Ești pacea-n furtună, umbraș ce mă-ncheamă. Să-nainteți, știi că tu susții România. În tine mă încred, prin harul tău trăiesc. Renunț la ce sunt eu, mă supun la ce voiești. A vieții ancoră, Tată, tu ești neschimbat. Te ador, te iubesc. În tine mă încred, prin harul tău trăiesc. Renunț la ce sunt eu, mă supun la ce voiești. Al vieții ancoră, Tată, tu ești neschimbat. Te ador, te sigur, îți fi vreo
ce sunt eu, mă socol la ce voi el. Am veții acolo, Tată, Tu ești neschimbat, te ador, te iubesc. Lăudați să fie Domnul! Dacă aveți Biblia, haideți să urmărim dimineața aceasta un singur verset din Psalmul 90, pagina 607, Psalmul 90 cu versetul 12. Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Amin. Haideți să ne așezăm. Mi se întâmplă să îmi schimbe Domnul predica. Aseară chiar spuneam la cineva, aveam alt mesaj pentru astăzi, dar Dumnezeu știe de ce. Și cred că cineva se roagă sau își dorește să-i vorbească în această dimineață Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu vorbește cât într-un fel, cât în altul. Mi-am intitulat predica în dimineața aceasta, Ce sunt anii vieții noastre? Dragilor, anii trec și noi nu putem să-i oprim, dar putem să facem ceva de-a lungul anilor. De-a lungul vieții noastre trebuie mereu și mereu să învățăm ceva. Fie că învățăm din greșeli, fie că învățăm de la alții, dar trebuie să învățăm pentru că, așa am citit, învață-ne să ne numărăm bine zilele. V-ați întrebat vreodată ce sunt anii aceștia pe care noi îi trăim? Viața noastră, de fapt, este fabricată din materia care se numește timp. Este ceva care se scurge, care nu se poate opri și care nu se mai întoarce niciodată. Timpul este ceva ireversibil. Cu zilele care le-am trăit până azi, nu ne vom mai întâlni niciodată. Învață ceva din trecut. Dacă ai trecutul ți-a fost unul urât, unul care n-ai vrea să-l mai trăiești, probabil din greșeli poți să înveți. Și cu siguranță Dumnezeu vrea în această dimineață să ne învețe pe toți ceva. Așadar, ce sunt anii vieții noastre? Trei lucruri vreau să învățăm în dimineața aceasta. În primul rând, sunt anii pe care i-am primit în dar de la Dumnezeu. Anii aceștia pe care ni-a dat Dumnezeu până azi, când îl întreb pe cineva, noi spunem, am 50 de ani. Tu spui, ai 28 de ani. Soraica spune azi, am 60 de ani. Ai avut? Nu ai. Câți mai ai sau cât mai am, o știe doar Dumnezeu. De ce spun lucrul acesta? Psalmul 139 cu versetul 15 și versetul 16. Vreau să citim două versete de acolo. Psalmul 139, un psalm pe care David îl scrie și vreau să înțelegem ceva, că anii pe care i-am primit sunt darul lui Dumnezeu. Lăudat să fie numele Domnului. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic.
țesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului, când nu eram decât un plot fără chip, ochii tăi, a cui ochi? A lui Dumnezeu, mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Ce vreau să spun în dimineața aceasta și să înțelegi, că din prima secundă a vieții tale și până în ultima secundă a vieții tale pe pământ, Dumnezeu știe totul despre tine. Oamenii nu trăiesc decât le este rânduit de Dumnezeu să trăiască, pentru că Dumnezeu dă viața și Dumnezeu o și ia. De aceea putem avea exemple în Biblie, oameni care au trăit, cel mai mult om care a trăit în Biblie, pe care îl arată Biblia, a fost Metusala, fiul lui Enoch, a trăit 969 de ani. Am zice noi, comparând cu viața de azi, e foarte mult. Nu s-a urât omul ăsta pe pământ. Și totuși s-a finalizat și viața lui, 969 de ani. Am văzut cazuri când copiii la 3 luni au plecat. Tineri la 18 ani au plecat. Întrebăm de ce? Atât a hotărât Dumnezeu. Punct. Că oamenii trăiesc unii mai mult, viața s-a scurtat aici pe pământ datorită păcatului. Și citind cartea aceasta a psalmilor, toate zilele vieții noastre, spune, pierde urcia. Vedem cum ni se duc anii, anii noștri se duc ca un sunet și viața aceasta trece, iar anii vieții noastre se ridică la 70-80 de ani pentru cei mai tari. Atât e media de viață azi. Într-adevăr că se moare mult mai devreme. Statistica spune că în România media mortalității, cel puțin în ultimii ani, a fost între 50 și 60 de ani. Dumnezeu ține în evidența Lui. Anii sunt hotărâți de Dumnezeu. În 2004 era o situație a unei femei care medicii au spus, depistată fiind cu cancer, metastaze, medicii au spus, ne pare rău să vă spunem, veți mai trăi aproximativ, după calculele noastre, între 3 și 6 luni de zile. Bineînțeles că femeia a făcut ceea ce a putut din punct de vedere medical. S-a dus, a făcut citostate, ce a făcut. Dar medicii, nicio șansă. Însă vreau să vă fac atent să înțelegeți că cine are ultimul cuvânt în dreptul vieții noastre este Dumnezeu. Femeia a venit într-o biserică pentecostală, botezată cu Duhul Sfânt, oameni care au daruri din partea lui Dumnezeu și prorocul nu-i ghicitor, nici vrăjitor, prorocul este vocea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Dumnezeu descoperă prin Duhul Sfânt. Și femeia aceasta venind acolo, un om care n-a văzut-o niciodată, n-a cunoscut-o, a fost trimis de Dumnezeu în ziua aceea și a zis, văd în dreptul tău, văd în dreptul tău un ghem de ață care este destul de lung încă, mai este mult de înfășurat pe ghemul acesta. Dumnezeu îmi spune că vei mai trăi ani de zile. Toată lumea a fost cumva șocată în direcția aceasta când a auzit lucrarea aceasta. Și vreau să vă spun, din 2004 până azi cât e? Aproape 20 de ani. Și femeia aceasta trăiește. Pentru că Dumnezeu are ultimul cuvânt. Lăudat să fie în numele Domnului. Anii sunt calculați de El. Când El spune s-a finalizat, se finalizează.
Trei lucruri ceea ce nu știe omul și nu știe nimeni de aici. Când vei muri, unde vei muri și cum vei muri. Într-un minut au murit, cred că vor fi mult mai mult de 26.000 de oameni morți. S-a zguduit pământul, nimeni nu a crezut înainte cu un minut că se va finaliza viața la 17, la 13, la 50, la 80 de ani. Viața este darul lui Dumnezeu. Că ai trăit 50, ai trăit 60, că ai trăit până acum 20 și ceva de ani, Dumnezeu ți-a dat anii aceștia. Sunt ani pe care i-am primit în dar de la Dumnezeu. Așa că înțelege. Oamenii fac tot felul de lucruri să-și prelungească viața. Ar da bani mulți să mai trăiască. Însă vreau să spun în dimineața asta, oricât ai vrea să o prelungești, când se finalizează ața pe ghem, te duci. Mă duc. În al doilea rând, ce sunt anii vieții noastre? Sunt anii pe care îi administrăm aici pe pământ. Dumnezeu ne îngăduie să stăm pe pământ o perioadă de timp. Cum îți gospodărești viața? Cum trăiești viața aceasta? Moise, în cartea Deuteronom, în capitolul 30, cu versetul 19 și versetul 20, dacă poți să pui, Rebecca, spunea Moise, iau azi cerul și pământul martori împotriva voastră, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. Iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul lui, lipindu-te de el, căci de aceasta târnă viața ta și lungimea zilelor tale, și numai așa vei putea locui în țara pe care a jurat Domnul că o va da părinților tăi, lui Avram, Isaac și Iacov. Eclesiastul omului Dumnezeu Solomon, în capitolul 11 cu versetul 9, Eclesiastru, capitolul 11, cu versetul 9. Bucură-te, tinere, în tinerețea ta, fii cu inima veselă cât ești tânăr, umble pe căile alese de inima ta și plăcute ochilor tăi, dar să știi că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată. Ce spunem în fața acestor legi divine, în acestor principii de viață, ca să alegi să trăiești cu Dumnezeu sau să umbli fără Dumnezeu, depinde de tine. Tu alegi ce vrei să-ți faci cu viața aici pe pământ. Există o cântare care o cântă frații noștri pe la mormântări. De lucrul tău altul se va bucura, pe tine uitarea te va uita, auziți? Chiar de ai semănat, tu nu vei secera, dar auziți, asta mi-a atins cumva așa. Dar ce lui Iisus ai făcut va rămâne, va sta. Ce ai făcut pentru Dumnezeu în viața aceasta, aia va rămâne. Contează cum trăiești aici pe pământ.
Contează ce faci aici pe pământ. Cineva spunea, dacă aș fi să am două vieți și n-am trăit-o pe prima bine, aș ști cum să o trăiesc pe a doua. Dar nu avem decât o singură viață și aceasta foarte scurtă. Alege să o trăiești frumos, cum spune Biblia. Trăiește-o frumos ca în timpul zilei. Alege să trăiești frumos ca în timpul zilei. Timpul pe care ți l-a dat Dumnezeu, ți l-a dat să te aliniezi principiilor lui Dumnezeu, cuvântului său, ascultând de el, făcând voia lui Dumnezeu. Urmând principiile acestea, vei avea o viață frumoasă. Doi oameni mergeau la biserică într-o dimineață. Unul mergea foarte regulat. Era atent în fiecare zi cu biserica, joia, tot timpul mergea, era, și vreau să vă spun, omul ăsta venea înainte cu cel puțin 15 minute la biserică. S-a întâmplat ca într-o dimineață să se alăture venind la biserică un alt om, care venea din când în când, la Paști, la Crăciun. Și creștinul ăsta care mergea regulat la biserică s-a uitat la el și i-a spus așa: mă, mare hoț ești! Și ăsta când a auzit, dar eu n-am furat de la nimeni. Ce hoț sunt eu? Mă, tu furi din timpul care ți l-a dat Dumnezeu. Ți-a dat Dumnezeu ani, ți-a dat Dumnezeu zile, și tu îi furi timpul lui, tu neglijezi ce e mai important pentru tine. Așa șocat a fost omul acela, că Dumnezeu i-a vorbit prin acel om și a dat seama că nu poate să slujească așa. Și din ziua aceea a hotărât să schimbe viața. Timpul care ne-l dă Dumnezeu, ne-l dă cu un scop. Cam fiecare zi. Ziua de mâine nu e a ta. Azi e ziua ta. Fă ceva frumos cu ea. Știți că, vedeți, proiectoarele astea sunt acum pe mine. Voi mă vedeți mai luminat aici. Dar vreau să spun ceva. În fiecare zi a vieții tale există un proiector din cer îndreptat spre tine. Dumnezeu vede toată activitatea vieții tale și a mele. Și am văzut oameni care ar vrea să fie proiectoarele astea pe ei doar atunci când scot banii și ajută. Atunci când fac bine, tot se aplaude, dar în schimb, viața lor în întuneric, în ascuns, dezastru. Și n-ar vrea să-i vadă nimeni. Vreau să spun ceva în dimineața asta. Dumnezeu vede activitatea ta și când faci bine și când faci rău. Nu ai cum să fugi, n-ai cum să te ascunzi, n-am cum să mă ascund. Dumnezeu e foarte atent la detalii, foarte atent, nu puteți sluji la doi stăpâni. Ori îl necinstești pe unul, ori îl pe ălalalt. De aceea, în al doilea rând, anii tăi sunt anii pe care Dumnezeu ți-a dat să administrezi corect. Să trăiești frumos, să nu-ți fie rușine de faptele tale. Când oamenii te privesc să zică vreau să fiu ca el, vreau să fiu ca ea,
oamenii aceia umblă cu Dumnezeu. Nu mint, nu șală, oameni rugativi, oameni care ceea ce și spun și fac, oameni care umblă cu Dumnezeu. Enoch a umblat cu Dumnezeu știți câți ani? El a trăit 360, dar 60 de ani nu s-a pus. De ce nu i-a pus Dumnezeu ăia 60? Pentru că el trăia fără Dumnezeu. 300 de ani a umblat cu Dumnezeu, 60 fără Dumnezeu. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Dumnezeu pune în calcul în momentul când tu știi că ceea ce trebuie să faci, trebuie să faci. În momentul când nu faci, tu calci poruncile lui Dumnezeu. Umblă cu Dumnezeu, trăiește cu Dumnezeu, lăuda să fie. Nu fii un hoț, nu-i fura din timpul care ți l-a dat Dumnezeu. Ține minte, azi, aici și acum. Nu vei duce în ziua când te va chema Dumnezeu din viața aceasta. Nici bani, nici casă, nici mașină, nici alte lucruri care le-ai deținut aici, nici diplomele. Toate rămân aici. Dar în schimb duci ceva. Faptele te urmează, spune Biblia. Faptele te urmează, pentru că ce seamănă omul, aceea va secera. Matei 6:24, dacă poți să pui, Rebecca. Ce seamănă omul, aceea va secera. Matei 6:24. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, că sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Matei 7:16. Haideți să vedem ce spune acolo cuvântul Domnului. Tot așa. Orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Prin aceasta veți cunoaște voi oamenii care umblă cu Dumnezeu și oamenii care nu umblă cu Dumnezeu. Viața aceasta o umbli cu cineva, te duci cu cineva, ori cu Dumnezeu, ori fără Dumnezeu. Oamenii care merg cu Dumnezeu, ascultă de El, lăuda să fie numele Domnului. De aceea în această zi cred că Domnul îți va vorbi. Sunt anii care ne-a dat Dumnezeu ca dar, sunt anii care ne-a dat Dumnezeu să-i gospodărim aici frumos. Să-i gospodărim aici frumos. Imaginea ta, viața ta, Dumnezeu o filmează în fiecare zi, o înregistrează în fiecare zi. Ai vrea să spună ceva Domnul astăzi despre tine, despre viața ta? Dumnezeu a spus în dreptul unor oameni, ai văzut pe omul meu Iov? Nimeni nu-i ca el de neprihănit. Ai văzut pe Corneliu? Ăsta iubește milostenia, ăsta face bine în casa lui. E un colț de rai, omul ăsta ajută oamenii. Știe Dumnezeu toate detaliile despre tine și despre mine. Administrează corect viața care ți-o dă Dumnezeu.
Trăiește-o ca și cum ar fi ultima ta zi aici pe pământ. Apropo, te-ai gândit că poți să pleci la noapte? Te-ai gândit că poate să fie un cutremur în clipa următoare? Te-ai gândit că deodată poate să vină plecarea? Pentru că pomul cade unde? Când tai un copac în direcția aia unde cade, acolo rămâne. În al treilea rând, anii vieții noastre sunt ani în care vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu. Dragul meu, există o zi în calculul lui Dumnezeu numită judecată. Eclesiastru 12 cu 13 și versetul 14, hai să citim. Eclesiastru 12 cu 13. Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de cine? Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria cui? Oricărui om. Versetul următor. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Pavel, în 2 Corinteni 5 cu 10, hai să citim și ceea ce spunea Pavel, apostolul Pavel Corintenilor, 2 Corinteni 5 cu 10. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească ce? Răsplata după binele sau răul care l-a făcut cât trăia în trup. Există o judecată, există un final în care oamenii vor da socoteală pentru tot ceea ce au făcut în viața aceasta pe pământ. Însă vestea cea bună este astăzi că Dumnezeu în dragostea Lui, în dragostea Lui, a trimis pe singurul Său Fiu în lumea aceasta, pe Iisus Hristos, ca oricine crede în El să nu moară, ci să aibă viață veșnică. Pune Rebecca în Ioan 3 cu 16 în jos câteva versete, vreo 3-4 versete. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea aceasta, că a dat pe singurul Său Fiu ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în cine? În Iisus Hristos nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Vreau să îți spun în această zi o întrebare. Crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? Crezi că Iisus Hristos a venit în lumea aceasta și a murit pe cruce pentru păcatele tale? Crezi că Iisus a venit nu să condamne, să ia asupra Lui toată nelegiuirea lumii acesteia, ca să o ducă și prin rănile Lui și prin moartea Lui pe cruce a murit trecutul tău, viața ta murdară, și Dumnezeu vrea ca tu să nu mori, ci să trăiești veșnic? Crezi? Oricine crede în Iisus Hristos nu mai moare, are viață veșnică. Și totuși mor oamenii. Da, mor fizic, biologic, dar sufletul omului nu mai moare, sufletul este veșnic. Ce trebuie să faci? Știi ce trebuie să faci? Să crezi în Iisus Hristos,
că El îți poate ierta viața ta, îți poate ierta trecutul tău și să crezi că e singurul lăsat de Dumnezeu. În nimeni altul nu este mântuire dată omenire decât în numele lui Iisus Hristos. Pavel la un moment dat a ajuns în Atena și acolo printre filozofii aceia care erau, pentru că nu putea să se prezinte oricum acolo, ține o predică pentru prima dată și au zis ce predică ține Pavel unor oameni care nu credeau, bărbați atenieni. Faptele Apostolilor, dacă vrei să pui 17:23. În toată privința vă găsesc foarte religioși, căci pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care era scris unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, ceea vă vestesc eu, Dumnezeu care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva. El care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-un singur să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi, căci în El avem ce avem, mișcarea și ființa, după cum este și după cum ați auzit și este scris, suntem din neamul Lui. Astfel dar, fiindcă suntem de neam de Dumnezeu, nu trebuie să credem că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite, cum este șugirile și iscusința omului. Dumnezeu nu ține seamă de ce? De vremurile de neștiință, ci poruncește și acum tuturor oamenilor de pretutindeni ce să facă? Să se pocăiască. De ce? Pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că l-a înviat de unde? Din morți. Lăudat să fie numele Lui. Este singurul care poate să mântuiască omenirea. Este singurul care are putere asupra păcatului. Este singurul care poate să te ierte pe tine. Este singurul care toți prorocii vorbeau despre El, așa cum spune Faptele Apostolilor, capitolul 10 cu versetul 11. Toți prorocii mărturisesc despre El, că oricine crede în El capătă în numele Lui iertarea păcatelor. Ce faci cu viața ta? Că Dumnezeu a venit în lumea aceasta cu un dar extraordinar. A dus pe singurul Său Fiu ca oricine crede în El să nu moară, ci să aibă viață veșnică. M-a întrebat cineva zilele trecute, de ce nu ne rugăm și la alte persoane? Și am spus, nu găsesc nicăieri în Biblie, în Noul Testament, ca să putem să cerem ceva de la Dumnezeu. Nu există alt nume dat omenirii decât numele lui Iisus Hristos, doar în numele Lui putem să cerem lucruri de la Dumnezeu, pentru că Iisus a murit pentru lumea aceasta. Da,
noi respectăm pe Maria, care Dumnezeu a găsit-o o fată fecioară prin care s-a întruchipat Fiul lui Dumnezeu și a venit în lumea aceasta. Da, respectăm oamenii lui Dumnezeu, dar ei au fost oameni, au murit și n-au avut nicio putere. Însă Iisus Hristos a murit, a treia zi a înviat și e viu în vecii vecilor. Și în numele Lui se primește iertarea păcatelor. Lăudat să fie numele Domnului. De aceea, ce poți să faci în această zi? Dumnezeu nu are nevoie de intermediari. Poți să vii la El fără oamenii aceștia care cred că ar putea mijloci pentru tine. Când te duci la magazin și îi ceri ceva vânzătoare, îi spui, vreau un kilogram de orez, vreau un kilogram de zahăr. Așa vrea Dumnezeu să te adresezi Lui în dimineața asta. Tu personal, vreau să spun, Dumnezeu nu are religie, Dumnezeu are relații cu oameni. Dumnezeu are fii și fiice. Și în dimineața asta, exact cum mergi să cumperi ceva, spui pe nume Tatălui, fără să mai trimiți pe altcineva. Să spui, Doamne, am nevoie de vindecare. Am nevoie să mă ierți. Am nevoie să... Și spui exact ceea ce ai nevoie. Nu trebuie să citești anumite rugăciuni a altor oameni. Tu trebuie să vii așa cum ești. Să-i spui, Doamne, ai milă de mine? Păcătosul. Dumnezeu te poate ierta în dimineața asta. Nu-i trebuie la Dumnezeu ani de zile să ierte pe cineva. O singură rugăciune făcută din inimă, Dumnezeu e gata să-ți întindă o mână astăzi, să spună, iertate-ți sunt păcatele. Credința în Iisus Hristos te poate mântui, credința în Fiul lui Dumnezeu te poate ierta, credința în Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos îți poate schimba viața. Am înțeles la 21 de ani, că am trăit o viață urâtă, că am trăit o viață murdară și nu mai vreau să o trăiesc, pentru că mă chinuiam, chiar dacă noaptea și chefurile îmi dădeau pe moment anumite plăceri. Am înțeles că după aceea mă trezeam cu dureri de cap, cu tot felul de traume. Viața cu Dumnezeu e cea mai frumoasă. Viața fără Dumnezeu e cea mai tristă. Vreau să alegi în dimineața asta viața cu Iisus. Întâlnirea cu Iisus schimbă inimile oamenilor. Întâlnirea cu Iisus face din tine un alt om. Întâlnirea cu Iisus Hristos îți determină veșnicia. Că nu-i tot una cu mori. Împăcat cu Dumnezeu sau certat cu Dumnezeu? Cred în această zi că Dumnezeu e aici cu noi și prin cuvântul Lui Dumnezeu îți vorbește. Anii pe care ți-a dat Dumnezeu și spune-i tu câți ani ți-a dat până acum, sunt un dar de la Dumnezeu. Viața ta e în mâna Lui, ghemul. El adună. Nu știu cât e atât, Domnul știe. Dar cât mai ai, trăiește frumos. Trăiește într-o relație cu Dumnezeu.
ascultând de El, făcând voia Lui, citind Biblia, rugându-ne, făcând și ascultând voia Lui Dumnezeu, Dumnezeu îți asigură veșnicia împreună cu El. Lăudat să fie numele Domnului. Ce-i viața asta? Ce-i viața ta? Știi ce-i viața ta? Vă învăț cu poeziile acum. N-aveți, nu mai scăpați. Vă învăț cu poeziile, spunea Manuela, dar tati, tu cântai cândva. Mai și cânt, mai și recit, mai și predic, le fac pe toate acum. Domnul fie lăudat! E o poezie foarte frumoasă. Ce-i viața ta? Ce-i viața ta? E o peniță cu care scrii mereu pe un drum. Și apoi la ultima portiță ce ai scris pe-a drumului tăbliță nu se mai șterge nici de cum. Și vorbe în vânt și fapte rele rămân pe veci ca într-un album. Păzit e scrisul tău de stele, de-ai pune mări întregi să-l spele, nu se va șterge nici de cum. Să nu te minți că în veșnicie trecutul tău se face un scrum, că Dumnezeu stă mărturie, că în fața Lui tot ce se scrie nu se mai șterge nici de cum. În ceasul greu de judecată îți vei citi întregul drum. Vei izbucni în plâns deodată, dar nici o slovă înlăcrimată nu se va șterge nici de cum. Nu poate șterge decât sânge, dar sânge sfânt și nu oricum. Ce înger trupul tău va frânge? Și astfel ce ai scris, oricât ai plânge, nu se va șterge nici de cum. Iisus, cel drag veni din zare, ca tu să scapi de foc și fum. Prin el trecutul tău dispare, dar dacă azi nu-ți ceri iertare, nu se va șterge nici de cum. Iisus pe lemn rabdă arșița. Iisus e prețul tău acum. Prin el ești alb ca lămâița și tot ce a scris cândva penița nu se mai vede nici de cum. Mai vrea în dimineața asta să șteargă, să ia Domnul coală albă în dreptul tău, să anuleze tot ce ai scris urât de-a lungul vieții tale și să începi azi o viață cu El. Știți că se-i trebuie Domnului să șterge tot trecutul tău? O rugăciune. Dimineața să spui, Doamne, ai milă și de mine, că mă văd un înfrânt, o înfrântă și viața care o trăiesc numai în greutăți, numai în necazuri, numai în probleme, mă văd singură, mă văd singur, mă văd neajutorat, mă văd fără sens. Aleg azi să mă încred în tine. Vreau să vă ridicați pe picioare, să mă rog pentru voi în dimineața asta și această zi. Nu știu nevoia ta, nu știu problema ta, nu știu situația prin care treci, dar vreau în rugăciunea aceasta să înțelegi că Domnul ți-a dat anii ăștia pe care îi ai până aici, ca dar. Nu refuza chemarea Lui în dimineața asta. Dumnezeu, nu știu dacă în ale îți vrea cineva binele, dar Dumnezeu îți vrea binele.
Dumnezeu te ia în brațe în dimineața asta și șterge lacrima din ochi. Dumnezeu spune că te iubește. Dumnezeu spune că te iartă. Dumnezeu spune că a pregătit pentru tine un viitor. Că Dumnezeu spune că judecata care era pentru tine și pentru păcatele tale, prin Iisus Hristos o anulează și tu nu mai mergi la judecată, ci mergi direct în împărăția lui Dumnezeu, prin credința în Iisus Hristos. Lăudat să fie numele Lui. Cred din această zi că Iisus e pe urmele tale și Iisus te iubește cu iubire veșnică. Alege azi viața, alege-L pe Iisus, că Eu sunt calea, adevărul și viața. Oricine alege pe El nu mai moare, ci are viață veșnică. Vreau ca această cântare să fie o cântare în care să te miște Duhul Sfânt. Cântăm împreună cu echipa. Fie o meditație la viața ta. Aleluia! Tatăl, în numele Lui Iisus. Ție mă închin.
să umbli cu El și vei fi fericit. Și aici